Pentru această lună, prețul de achiziție este mai mic decât a fost în februarie. Evoluția prețului pentru lunile următoare va depinde de, inclusiv de evoluțiile pe piețele internaționale. Republica Moldova cumpăra în martie gazul rusesc la prețul de puțin peste 547 de dolari pentru 1000 de metri cubi, față de 560 în februarie și 647 în ianuarie. Deocamdată, autoritățile nu examinează posibilitatea micșorării tarifului pentru consumatorul final. La 28 ianuarie, ANRE a decis majorarea tarifului la gazul natural livrat consumatorilor finali de la 11 lei și 8 bani până la 15 lei și 18 bani. Noul tarif a fost aplicat retroactiv din data de 1 ianuarie.